Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit după o vacanță. Nu aș putea să vă spun dacă e lungă sau scurtă, dumneavoastră știți lucrul ăsta prin absența noastră, prin absența noastră live, adică în direct. Bine v-am găsit, spuneam, și pentru că am venit așa cu o nouă dorință de viață, cu o deschidere mai puternică pentru dumneavoastră și pentru subiectele noastre, m-am gândit să încep această revenire cu un subiect vital în luna septembrie, cu un subiect care ne aparține fiecăruia dintre noi, dat fiind faptul toți avem copii, cei care suntem de la o anumită vârstă. Vreau să vă fac surpriza de a vă prezenta două invitate astăzi în studioul nostru la 1 TV, pe doamna Maria Chiniță, care a venit tocmai de la Roman pentru noi la Piatra Neamț. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și pe prietena noastră, pe care deja o cunoaște, sunt obișnuit cu prezența dânsei în studiourile noastre, când este vorba de copii, pe Gabriela Andrei. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Stimați telespectatori, v-am adus aceste două persoane astăzi aici la ideea unui proiect inițiat de doamna Maria Ghiniță și nu numai adânsei, am înțeles. Sigur, da. Un proiect care ține de sufletul nostru până la urmă. Aș vrea să vă întreb, ca să facem cunoscut subiectul acesta, de ce este nevoie de voluntariat în România? Permiteți-mi să justific acest voluntariat nu numai pentru România, chiar pentru județul Neamț, în ideea în care a fi voluntar măcar pentru o zi sau măcar pentru o oră, pentru mine l-am luat în contextul în care îmi doresc să fac ceva pentru cel care să-i ofer sau pentru cel care să-l ajut. Mai mult decât atât, promovarea voluntariatului pleacă începând din acest an și de la Inspectoratul Școlar al Județului Neamț către toți copiii, și nu numai pentru copiii care provin din medii defavorizate social, ci și pentru toți bătrânii și pentru alte persoane, pentru care noi, prin diferite campanii, vom interveni punctual și vom încerca să aducem acea alinare sau acel plus valoare pentru ce are nevoie familia, copilul sau bătrânul în cauză. Din acest motiv, la nivelul inspectoratului ne-am propus să deschidem campania Fi voluntar în prima zi de școală, pe motivul că începe școala, pentru unii este cea mai importantă zi din viața lor, pentru unii pășesc cu pași mici și firavi și cei care sunt foarte necăjiți sau cei care provin din medii defavorizate nu au același curaj și aceeași bucurie în prima zi de școală ca un copil obișnuit. Eu aș vrea, stimați telespectatori, să vă incit puțin memoria și să încercați să vă aduceți aminte de prima zi de școală a dumneavoastră. Aș vrea să vă aduceți aminte, fie că sunteți persoană feminină sau persoană masculină, cum mergeați în șorțuleț, dacă vârsta dumneavoastră de acum v-a dus până acolo unde erați în șorțuleț pe vremea comunismului, pentru că de ce să nu recunoaștem, asta a fost, iar băieții în costume cu cravățică, cu buchețelul de flori pentru doamna învățătoare. Aș vrea să vă aduceți aminte de primul moment în care v-ați așezat în bancă și uitându-vă la abecedarul de pe băncuță, la călimara cu cerneală, pentru că eu mi-aduc aminte că am prins-o, chiar dacă ulterior n-am mai scris cu ea, a fost ceva simbolic în momentul acela. Să vă aduceți aminte la emoțiile părinților care ne țineau de mână până acolo în careul școlii. Aș vrea să vă incit sufletul, ducându-vă acolo, și să vă gândiți că nu toți copiii au această oportunitate astăzi. Gabi,
Noi cunoaștem foarte multe cazuri de copii care nu au posibilitatea să ajungă în prima zi de școală dintr-un mediu casnic mai puțin favorizat, în așa fel încât acest copil să se bucure de tot ce are nevoie în acea zi de școală. Și după aceea am să o întreb pe doamna Maria, așa cum am întrebat înainte de emisiune, de ce este nevoie ca acești copii să aibă tot ce le trebuie. Dar vreau cu tine să vorbesc, pentru că tu știi și ai trecut prin foarte multe experiențe de genul ăsta cu copii probleme. Da. Psihologic vorbind. Da. Mulțumesc înainte de toate pentru onoarea de a fi invitată la lansarea acestui proiect și la colaborarea pe acest proiect. Fără modestie pot să spun că am o experiență vastă în voluntariat și în domeniul psihologic și în domeniul social. Reprezint acum și Asociația Psihologilor de Familie Filiala Neamț și Asociația, un ONG Procarit, cu care am încheiat recent o colaborare și cu care ne dorim să facem o caravană fixă și mobilă de întrajutorare a acelorași categorii de copii și familii aflate în situații de risc. Au nevoie pentru că, înainte de toate, ca formare a individului, la bază sunt niște nevoi. Ori aceste nevoi, dacă nu sunt asigurate și nu se pune temelia formării, mai departe personalitatea, adică tot ceea ce reprezintă omul, felul de a fi, în cuvinte mai simple, acea personalitate, nu are bază solidă. Și educația timpurie este, de fapt, baza, temelia pentru performanța ulterioară în învățare. Degeaba sunt foarte mulți care încearcă să recupereze peste ani și ani. E greu, e dorință mare, dar e mult mai dificil atunci. Ori dacă noi ne gândim că temelia trebuie pusă din nevoile astea bazale și la nivel fizic, nu numai spiritual, nu numai moral, volițional, afectiv, deci nu numai baza materială, ci și cea sufletească și afectivă, evoluțională și motivațională, atunci e ca și cum am pune din mai multe piese de puzzle temelia formării viitorului adult, a viitoarei noastre societăți. Este ca și cum, oricât am vrea noi să ajutăm familiile, trebuie să punem mult mai de mult, poate chiar la, nu numai la copii, ci și mai de mult. Să asigurăm cum ar veni baza și prima treaptă, da? În dezvoltarea personalității. Scopul acestei emisiuni în baza proiectului inițiat de doamna Maria Ghiniță este de a încerca să aducem un ajutor, un aport, un ajutor material prin mediatizarea acestui proiect, prin care dumneavoastră, cei care stați în fața televizoarelor și la rândul dumneavoastră putând, având cunoștințe, familii, prieteni, să dați o mână de ajutor, material vorbind și de ce nu și spiritual, pentru că voluntar nu înseamnă numai un ajutor material, ci pur și simplu și fiind alături de acel copil fizic, poți să-l ajuți foarte mult. Spuneam că ăsta este scopul emisiunii noastre și vorbind cu doamna Maria înainte de emisiune, am întrebat-o ce fel de ajutoare aveți dumneavoastră nevoie pentru acești copii. Și doamna mi-a spus ceea ce o rog să-mi spună acum. Îmi vine complex de greu să pot să spun că pentru acești copii care în prima zi de școală provin din familii sărace și care ajung în bancă și privesc clasa în ansamblu și văd că fiecare, din stânga, din dreapta, copiii au tot soiul de creioane colorate, au caietele frumos învelite, au uniformă, apare pentru copilul respectiv acea tristețe în suflet în care se poate compara că el nu este la fel cu celălalt. Deși noi încercăm să dăm o egalitate de șansă în prima zi de școală prin această campanie și să aducem acel zâmbet pentru copilul care, deși familia nu are posibilitate să-i achiziționeze toate caietele, toate materialele pentru începerea noului an școlar,
noi să redăm zâmbetul copilului prin oferirea unui trusou școlar, ca așa l-am și numit, în ideea în care acest trusou să conțină și uniforma școlară, și încălțăminte, și rechizite, și ce se mai poate adăuga, pentru că el nu este un trusou standard. Deci fiecare voluntar care se oferă să vină alături de noi în această campanie mai poate adăuga la acel trusou școlar tot ceea ce își dorește. În primul rând, trusoul acesta școlar vine așa de bine pentru primul, pentru elevul care a pășit pentru prima dată în clasa 1. Aici ajutorul este imens. Copilul nu mai are stresul că nu-i ca ceilalți. Dacă vom reuși să, în această campanie și pe data de 10, când se deschid porțile școlilor, să aducem pentru elevul din bancă ceea ce nu a putut să ofere familia, este cel mai de preț lucru care l-am realizat noi în acest an. Iată că un profesor spune acest lucru din experiența lui în școală. Gabi, vreau să-mi spui care este impactul psihologic pentru un copil care are și un copil care nu are acest trusou. Un copil care are poate să se uite mai departe. Nu se blochează la acel gol care nu este acoperit. Poate să primească în mediul educațional tot ce îi se dă, poate să asimileze și poate acel potențial pe care îl are să fie activat mult mai mult, da, resursele lui personale, decât acelălalt care se blochează undeva acolo la nevoile alea bazale. E acea piramidă a nevoilor pe care dacă el se blochează uitându-se în jos, nu are cum să se uite în sus. Concret, doamna profesoară, aș vrea să-mi spuneți care este pas cu pas sistemul prin care dumneavoastră vreți să obțineți realizarea acestui proiect. Da, vă vom da foarte multe detalii pentru că ne-am organizat pe 3 centre zonale pentru orașul Piatra Neamț, toate unitățile și Piatra Neamț și zonă, Târgu Neamț și zonă, Roman și zonă. Ne-am luat împreună cu Inspectoratul Școlar organizatori și unități școlare pentru că vrem să fluidizăm informația pentru voluntarii care își doresc să ni se alăture. Și în felul acesta am reușit să deschidem porțile pentru 3 unități școlare care ne-au primit la prima solicitare, ne-au primit deschis și se implică în această acțiune. La Piatra Neamț este școala Elena Cuza, școala numărul 4, așa cum o știm noi. La Roman este Colegiul Tehnic Miron Costin Roman, care sprijină și prin Fundația Drepturilor, Asociația Drepturilor Tinerilor, care o au în școală. Iar la Târgu Neamț este Colegiul Tehnic Ion Creangă. Aceste unități, reprezentate de directori, de consilieri educativi și de alți colegi care, la nivelul școlii, își vor oferi din timpul lor liber să sprijine această activitate, vor ține la curent pe toți cei care vor să vină către noi să fie voluntari. Dar, mai concret, în perioada 20 august, deși noi am început de pe 15, în perioada 20 august, 30 august, vom avea din școli toate informațiile despre acei copii care sunt foarte necăjiți. Pentru că știm că, din punct de vedere social, aproape că ne împărțim în două categorii. Unii sunt foarte necăjiți, unii nu sunt atât de necăjiți. Vom da prioritate celor care sunt cei mai necăjiți și nu ne-am ridicat un prag foarte mare, dar am zis că pe fiecare zonă să plecăm măcar de la un minim de 20 de familii. 20 de familii pe, de exemplu, pe Roman, 20 de familii pe Piatra Neamț și 20 de familii pe Târgu Neamț. Eu aș vrea să vă întreb următorul lucru. Sistemul cazurilor, venind în momentul în care cei de la școli vă dau tot numele absolut tot a persoanelor cu familiilor defavorizate. Întrebarea mea este, pentru că am fost pus în situația în care mi s-a spus
nu acceptăm să dăm ajutorul familiilor care au în părinții consumatori de alcool și aici este o problemă. Cum procedăm cu aceste familii? De ce vă spun lucrul ăsta? Am făcut aceste încercări de a ajuta familiile respective și la ce am ajuns? Au luat și au vândut ce am dus pentru copii și au cumpărat băutură. Și atunci, prietenii, cei care ne-au ajutat, au pus problema așa. Ce facem? Să știți că ceea ce spuneți pe mine personal mă îngrozește în ideea că dacă tu, părinte, ajungi ca în prima zi de școală să-ți primească copilul rechizite, să primească o pereche de pantofi noi, să primească o uniformă, să ai tot ce trebuie și tu, ca părinte, să te duci să vinzi produsele și să te duci în crâșmă, să știți că în cazul acesta avem de luptat cu o societate în care în fiecare zi ar trebui să mergem să stăm de vorbă, să fim alături și să ducem în partea opusă tot ce este rău. Nu putem. Referirea dumneavoastră punctuală este și știu sigur că ați întâlnit situații, dar ar trebui să facem ceva, cel puțin noi ca școală. Deci până la urmă trebuie să mai consiliem și părintele și familia. Trebuie să stăm de vorbă, trebuie să îl lămurim, îl chemăm mai des la școală, ne ducem și în vizită. Nu musai să ne ducem în vizită acasă, găsim o procedură în care să vină mai aproape de spațiul școlii sau să facem acele întâlniri plăcute și utile. Societatea, într-adevăr, la ora actuală are și părți bune, dar are și părți mai puțin bune. Deci să încercăm, poate, pentru educarea copilului, să facem totul, cel puțin noi ca școală, chiar dacă în momentul când ne pleacă elevii din școală, și noi știm lucrul acesta, mă refer la toate unitățile școlare și provine din astfel de familii, chiar și atunci ar trebui să încercăm să mediem între copil și părinte în avantajul copilului. Recunosc că de când sunt la inspectoratul școlar, vreau să vă spun că am întâlnit situații în care după anumite activități ale copilului desfășurate în școală, copilul a reușit să îmbuneze și situația din familie. Este un câștig. Este un câștig. În sensul în care îi spunea fetița tatălui cât de important este să știi să vorbești într-o limbă străină. Bun, fiind vorba de limbă străină, acum vrem, nu vrem, îi avem printre noi și anumite etnii. Îmi vorbeați, pentru că mai sunt doar 4 minute până la pauza publicitară, ar vrea să deschidem subiectul mediatorilor, după care vom discuta în detaliu după pauză. Dar acum spuneți-ne câteva cuvinte despre acești mediatori, care este importanța lor și vom da detalii după aceea cum ajunge un potențial moderator să fie ceea ce vrea. Mediator, scuzați. Eu personal îmi doresc, dacă ar fi o putere de finanțare, să avem mediatori școlari în toate școlile din mediul rural. În primul rând, de ce fac această afirmație? Pentru că o școală din mediul rural, acum, după structura și comasarea școlilor, o singură școală este cu personalitate juridică și are alături de dânsa încă 5-6 școlițe mai mici, care sunt structuri ale școlii cu personalitate juridică. Dacă sunt la 2-3 km o școală față de celălaltă pe traiectoria unei comune, nu are posibilitatea mediatorul, să zicem, de la centru să meargă peste tot, dacă există. Dacă nu există, este și mai rău, pentru că, până la urmă, profesorul, colegul meu de cancelarie, nu poate să meargă de fiecare dată în locul mediatorului să adune copiii să vină la școală. Pentru că dacă în bancă, în sala de clasă, avem 10 copii și 10 n-au venit la școală, colegul meu nu poate să-i lase în clasă ca să-i aducă pe ceilalți 10. Mediatorul, dacă ar exista, deși din punct de vedere financiar, dacă fac un calcul, deci aproximativ jumătate din numărul de elevi studiază în mediul rural și jumătate în mediul urban. Deci elevii aceia care sunt în mediul rural au nevoie de cel puțin
62, să zic așa, o sumă, că m-am gândit la câte unități școlare cu personalitate juridică avem, 62 de mediatori să avem la ora actuală în școli, în fiecare școală câte un mediator, să ușureze acest traseu de a veni copilul la școală. Mediatorul este foarte important, deși nu știu dacă s-a pus accent în mod deosebit. Mi-aș dori ca acest fenomen să se întâmple la nivel național, adică să avem mediatori în toate școlile din România. Pe lângă consilierul educativ, pe lângă psihologul școlar, care toți sunt la fel de importanți, la fel de importanți, și mediatorul, și psihologul, și consilierul educativ școlar, toți sunt la fel de importanți. Mai aduc ceva valoare în formarea elevului. Pentru că de cele mai multe ori, eu, în calitatea mea de cadru didactic, am avut elevi la liceu care au preferat să discute cu mine, nici nu eram diriginta clasei lor, eram profesor la disciplina în cauză, și n-au discutat cu părinții. Deci, iată undeva am putea să construim sau să îmbunătățim și relația aceasta copil-familie. Am înțeles. Gabi, din punctul tău de vedere ca psiholog, care este importanța mediatorului? Importanța mediatorului este de a completa, de a fi în complementaritate cu toți ceilalți factori sociali și educaționali. În formarea, știu, a unui psihic sănătos, da? A unui copil sănătos din punct de vedere psihic, trebuie nu numai avut în vedere acești factori din mediul strict educațional, formal, ci și din cel non-formal sau informal. Adică, non-formal este legat de familie, de anturaj, de cei apropiați lui, ori un mediator școlar poate fi o legătură, deci poate fi jumătate din mediul educațional, jumătate din mediul familial. Iar pentru, exact, ca o verigă de legătură între două medii de formare educațională a copilului. Mediul formal, non-formal și cel informal, adică mass media și celelalte surse de educare informală. Din punctul meu de vedere, este foarte important un mediator școlar. Exact cum a spus și doamna Ghiniță, e foarte important. Ca și psihologul într-o școală, de altfel. Da. Cam care este ponderea prezenței acestora în școli, în momentul de față? În momentul de față avem mediatori școlari datorită unui proiect care s-a finanțat la nivel național prin Ministerul Educației și avem aproximativ 15 mediatori în școli. În școlile în care au fost considerate cu risc cel mai mare de abandon școlar și acele unități au mediatori. În schimb, ele se bucură imens de mult de acești mediatori. Dacă v-ați permite într-o emisiune să stați de vorbă cu mediatorii și cu conducerea unității într-o acțiune directă, veți vedea cât de importanți sunt mediatorii pentru școală, pentru familie. Deci, mediatorul știe traseul copilului pentru că medierea aceasta are loc pentru copiii care într-adevăr întâmpină dificultăți. Și atunci mediatorul îi are ca pe un mânunchi. Deci câți copii pot să am în această școală? 10, 12, 15. El știe exact și ce îi place. Am văzut mediatori școlari la școala numărul 7 din Roman, o dau și de exemplu că sunt acolo cu pondere de etnie romă, la școala numărul 7 mediatorul m-a lăsat surprinsă. Știa exact și ce mănâncă acel copil și care este confortul lui de școală și când poate să-l aducă. Deci, iată, mediatorul știa, cred că, mai mult decât părintele. Adică pe mine chiar m-a dus în latura cealaltă să văd că mediatorul, întrebând, ajungând în școala respectivă și întrebând câți copii lipsesc și zice, soați că nu lipsesc, că avem mediator școlar, spune doamna director. Și a venit mediatorul și mi-a făcut o oglindă a fiecăruia, încât am rămas atât de mulțumită că am zis, iată, cineva se gândește și la acești copii pentru a integra în comunitate. Pentru că noi nu putem să trăim decât cu aceste pauze prin care publicitatea vă face cunoscută dumneavoastră ceea ce vreți să știți despre ce vreți să cumpărați. Facem o pauză de publicitate și după aceea puteți să intrați în direct în legătură cu noi, cu doamna profesoară, cu doamna psiholog. Dacă aveți să ne puneți întrebări, suntem aici, publicitate.